Bună seara, bun găsit la sport! Rezultatele deosebite ale secției de natație ale Clubului Sportiv Municipal Drobeta sunt direct proporționale cu sacrificiile pe care le fac cei patru sportivi și antrenorul Dan Bădescu. De aproape 5 ani de zile acesta din urmă este obligat să își pregătească sportivii prin diverse locații din țară. Anul acesta însă bazinul olimpic va intra într-un amplu proces de reabilitare. Inaugurat în anul 1989, bazinul olimpic de enot din Severin a ajuns în momentul de față într-o avansată stare de degradare. Activitatea sportivă a fost istată în urmă cu aproape 5 ani, iar de atunci antrenorul Dan Bădescu este obligat să-și pregătească sportivii prin diverse locații în țară. Chinul acestora este însă pe cale de a lua sfârșit, deoarece bazinul olimpic va intra în primăvară într-un amplu proces de reabilitare. Profesorul Dan Bădescu spune că a așteptat de mult timp ca să se pună în practică proiectul de reabilitare. Și am sperat să se și finalizeze. Ar fi o treabă foarte bună, ținând cont că tot atâta ani ne-am tot pregătit, papă la Timișoara, papă la București, papă la Pitești. Am avea și noi bazinul nostru, am putea face o pepinieră mult mai consistentă de copii juniori, juniori 1 și seniori. Și ați avea și rezultate mult mai bune. Mă gândesc că un număr mare de copii, atunci și rezultatele vor fi mult mai consistente, mai mari și aria de selecție ar fi mare. Deci am avea de unde să alegem copii potențial și cred că în oraș sunt destui copii care le-ar plăcea să facă sport de performanță și mai ales în not, care este un sport Pentru modernizarea bazinului olimpic vor fi alocate fonduri în valoare de circa 1 milion de euro, iar redeschiderea oficială se preconizează a fi în vara anului 2015. Până atunci, Bădescu dorește să compenseze pe cât posibil acest minus cu rezultate deosebite. În prezent, înotătorii Clubului Sportiv Drobeta Turnu Severin sunt cantonați la București, acolo unde efectuează antrenamente pentru competițiile oficiale care vor debuta în primăvară. Activitatea la București în prezent, în formula pe care o știți și dumneavoastră, Radu, Artimon, Urecheanu, Vanță Dacian se antrenează la Baia Mare, el fiind de acolo. Pentru ce competiții vă antrenați acum? Următoarea competiție care sunt calendari sunt campionatele naționale de seniori și de la Bacău din aprilie. Fără condiții de antrenament și doar cu o mână de înotători, în 2013, secția de natație de la CSM Drobeta a adus în vitrina clubului 31 de medalii, aceasta fiind de altfel cea mai prolifică secție a clubului de la Dunăre. Conform calendarului oficial al Federației, în sala polivalentă din municipiul reședință de județ al Mehedințiului, vor fi organizate mai multe competiții majore în acest an. După ce orașul nostru a deschis calendarul de judo prin organizarea turneului internațional Cupa Severinului, următoarele competiții oficiale din calendarul Federației Române de Judo în sala polivalentă vor avea loc în primăvară. Astfel, pe 23 martie este găzduită etapa de zonă a campionatului național de judo pentru copii sub 12 ani, 14 ani și 16 ani, în urma căreia Oltenia își va desemna sportivii care vor lupta pentru medalii în aprilie la finala de la Onești. În perioada 9-11 mai, la malul Dunării va avea loc Cupa României de judo. De asemenea, în aceeași perioadă va avea loc și Campionatul Național de Neoaza Luptă la Sol pentru seniori. Clubul Severinean va organiza apoi, în intervalul 3-5 octombrie, în polivalenta severineană, finalele naționalelor de neoaza pentru toate cele trei categorii rezervate copiilor, sub 12 ani, sub 14 ani și sub 16 ani. Între timp, clubul de la malul Dunării va găzdui în perioada 29-31 august și tradițional Cupa Drobeta la judo, ajunsă la cea de-a 29-a ediție, unde participarea e extrem de numeroasă și se desfășoară la toate categoriile de vârstă. Atât din sport pentru seara aceasta, sunt Claudia Șontea și vă aștept și mâine cu mai multe știri din sportul mehedințean. O seară frumoasă, numai bine!